Nu sunt bune. Bune, am zis că nu scumpe. A dat și de la tipul ăla de hârtie și care nu tumba. Bă, ăla e Senzeu, de la Phoenix. Știu, că am și eu acasă. Eu de nu? Nu, și de care ai? Am Nespresso. Ăla, că ăla, ce zici? Da, Nespresso. Da? Îi dau să jene eu de ăla de cafea de mără. Da? Nu. Mai bine ești cu ăla de... Păi mai trebuie să mai îmi aducă ceva de acolo, de la garaj. Pompier, ia-i aparatul și-l aduce. Bă, dar stai un pic așa, bă, tu ce crezi că tot circul pe aici? Ora și dă, bă, de păturină. Mie ce, dar la mine la casă e bucată așa. Tu vii să ne aduci la mine la casă, uite-te la cel, la frate. Hai să merem. Cam ajungem acolo la ăștia la Ciurila. Tu i-ai amenințat că iei cu bota, că-i omori. Vezi că sare pe tine. Cine? Ha? Șopârlă cu... Șopârlă, urechea, frate-sul, mai sunt încă doi. Lume, că mai sunt niște lume ciudate, mamă, ce-a râs într-o seară. Zicea așa, dar ce e acolo, mâncați-o? Bă, dar cine te-ai învățat tu să porți ochelarii ăia așa pe cap, bă? Mai sunt la nimeni, că mulți. Nu mai sunt la nimeni, că mulți sunt copiat moda de la mine. Vezi că deja tot mai vezi mulți... mai încet că îți spargi gresia. Tot mai mult să-și fac cioc într-o parte. Vezi că-s grob și îmi spargi gresia, marmura, eu tot. Asta n-am treabă, că eu n-am asigurare. Uite. Du-te, mă. Las-o încet pe la grob, că de-ai spart-o, direct ne întoarcem să cumperi. Alta. Am nu cred că... Nu am niște bani de aiurea să mai pierd încă o dată. Nu, de asta zic, nu cred că-ți convine ție să dai 3 milioane pe una din aia și 180 de euro pe marmură. Exact. Toate gropile, du-te pe mijloc, că toate le ai pe partea asta. Da, du-te pe banda aia la altă. Mașini pe partea aia. Păi și ce dacă-s mașini? Trebuie să iei tu banda asta săracilor, a proștilor. Auzi cum o ambalez pe loc, bă, mâncați. În pantă, mă. Dar nu mă, uite și ambreajul calș, mă. Ce vrei, mă, să stau scos, cu frage mână? Nu, mă, îl scos din viteză și stai așa, mă, mâncați, așa nenorociți mașinile, mă. Pe așa nenorociți mașinile, mă. Bagă-ți pompa de căldură cu panoul solar. Bă, lasă pompa de căldură, treci pe banda aia, fră. Deci acolo cu tupeu. Vezi că iară ai gropi. Ni, bang gresia. Dacă așa e asfaltat. Dar intră pe banda aia. Semnalizează și intră pe banda aia, așa e asfaltat. Extraordinar. La semafor cât ține semaforul? 60 de secunde. El stă cu placa de presiune în forță. Vezi că-i curbă și intri cu juniul ăsta. De ne învârtim. Ce fain și-o revenit mașinuța mea. Deci și-o revenit că ți-am agresat-o eu. Probabil. Deci, dar nu că probabil, deja o dai în constructor și din aia care... Ui, și de pe banda asta treci pe aia la... Bă, chemițerule... Ca să nu iau curbă brusc, ca să-ți... Asta cum să da, devine unul din viteză de pe partea aia la altă. Dar eu am oglinzi, pot, am spus că am... Bă, iară i-ai gropile. Iară i-ai canalile tăte. Oglinzi ni. Ești ca e lacul tău cu broști acolo. Așa sună ștergătorile. De atunci trecem de 10 ori. L-ai lăsat pe Diolbanul ăla să intre. Și dacă mă băgam, zice, bă, dar trebuia să lași pe ăla. Nu, da. Unde e băieție, am gata, dar unde e prostie, ui după el. Ui după el. Înțeles tu? Mergem să vedem ce-a lucrat trupa experți, bă, ușor că le spargi. Trupa experți și dă drumul la senzorii de apă. Trupa experți, bă, la ștergătoare dă drumul, băga
autonivelanta. Da, prietinilor? Cața asta m-a rupt aia cu lumina. M-a făcut să șu nervos. Într-o centrală electrică mâncată la dumneavoastră. Capul meu. Vai de capul meu. Păi da, mă, că eu am din alea, seara trebuie scoasă când te pui în somn, tă din priză. Trebuie scoasă tot din priză. În afară de frigider. Nu, mă, acum lasă, vezi de la aparat. Bă, un încărcător de telefon, dacă îl lași în priză, consumă curent fără să încarce telefonul. Dar și eu, că te-am mai uit în priză. Înțelegi? De astăzi înainte, datoria Oconașei îi să scoată tot din priză. Televizorile poate să rămână. Stai așa că nu... Să le scoată cu tătul. Stai așa că nu statul ăsta hoților și tălharilor care luați de pe spatele oamenilor de rând nu mere cu mine. Oameni buni, am avut 250 de kW pe lună. Dacă depășești 250 de kW, plătești dublu. Bă, tu îți dai seama câtă hoție și mirșăvie poate să existe? Unde-s legile astea la noi în țară? Ce face ăla? Nici. Unde-s legile? Că-i. La noi în țară, unde există așa ceva? Să plătești dublu, mă. Cum e posibil? Tâlharilor. Iar dacă depășești și dublu ăla, plătești triplu. Care dublu ăla se ia de la jumate. Înțelegi? Depășești aia dublu. Mai depășești o jumate din dublu ăla, plătești triplu. Bă, voi vă dați seama. Ha? Ca să le margă în parlament și în conducere și în primării lumina și căldura lor. Gratis. Ca să le poată da conducerii salarii bonifice. Speciale. De pe ce? De pe spatele. Anunnakii, vă rog frumos să veniți pe pământ și să rezolvați. Dar cine e Anunnakii? Hă? Vezi că-mi spar jele! Și apoi vezi tu ce face Anunnakii. Cine să ia bucăți? Ăia la care zice ăștia, Doamne Dumnezeule. Anunnakii, oamenii care ne-au făcut pe noi. Din ADN-ul lor. Numai că nu ne-au dat aceeași putere și inteligență ca a lor. Înțelegi? Sfântul Petru e Anunnakii. Sfântul Apostol e Anunnakii. Sfântul Mihai e Anunnakii. Te-ai luat cumva după mătușa Nucă? Nu m-am luat eu după mătușa Nucă. Mătușa Nucă e cu altele. Înțelegi, bă, las-o, încep că-mi spargi marmura. Rușine, mă, cu electrica voastră. Ați împărțit electrica într-o groază de părți. V-ați băgat sclavi din... Ui, cum de la... Bă! Dacă o lăsau la spate, mă! Hai de capul meu. Bă, unde ai văzut? Era un polițist, îți lua permisul, bă. Bă, dar unde ai văzut tu, mă, să intri, trebuie să păstrezi distanța regulamentară de 2 metri de față de o mașină în oraș. Ni. 2 metri, mă, și tu te bagi acolo în el, mă. Îl sufoci pe om. Eu în locul lui scăpam ambreajul un pic în spate. Și să vezi că tu erai de vină. Normal că eu eram de vină, sigur. Și atunci de ce faci greșelile astea, mă, mi-am?
Vrei să rămâi ca Pipi fără permis 3 luni de zile? Eu am fost Pipi construcții. Păi, să vezi cum te duci și tu, îl cauți pe, nu zic eu, unde și merg pe sate, că tu știi, talent. Înțelegi? Talent! Da. Să vă fie rușine, mă! Să vă fie rușine că rupeți normile cu așa ceva, mă! Furați, mă, cămătarilor! Până acum plăteam fain frumos un 200-300 de lei pe lună. Aveam două aparate de păcănele. Computerul, televizorul, tot, frigiderile, nu era problemă. Iarnă, pe timp de iarnă. Și acum, mă, vara, mă, a? Că s-a schimbat voi legile, mă. Să vă dea ei Dumnezeu după durerea oamenilor din clasa și pătura socială. Dă-te dureri. Ce faci, mă? Unde intri, mă? Unde intri? Ăsta-i cântărețul ăla, Odorojan. Bă, dă-te durerile și năcazurile oamenilor de rând să șie în cârca voastră, mă. Să dea-i Dumnezeu, mă. Nerușinaților. Cum adică, mă? Consum mai mult curent, plătesc. Nu-s firmă, nu-s particular, mă, la casă, mă. Nu vii rușine, mă. A? Vezi că intri în el pompier și la asta îi faci 5 în ele din 4. Da. Înțelegi? Să stau până ei să deschide poartă la urmă. Păi normal, trebuie să stai până ei să deschide poartă. Așa vreau să fac și poartă pe telecomandă. Unde? La Băraia cu... La Roaciuila. Strangulez câinile. Strangulez câinile, mă. Extraordinar, oameni. Trebuie numai motorașul și telecomanda, așa nu trebuie. Nu vrei să-ți dau poarta mea de la garaj? Nu, nu, e prea mică. Păi cum cu rapa? Bă, dar nu mai pune ale că mă sperie, mă. Normal, pune niște burete acolo. Pune niște burete pe alea. Păi, sau nu face, numai că nu ia seapă pe parmiz. Hai de cap. Păi dacă nu mai ia seapă, bă, dar tu ești disperat de viață, pe așa și la cintă așa face, bă, dacă n-ai apă pe parmiz. O să moră dacă te vin. Vezi că vin curbile și îmi deplasez. Oprești. Hai de capul și în zilele alea. Dacă nu ai panicat, nu sunt prin a dat mai tare. Ce să mai pe ăla, că nu mai simți cât îmi inspiră vinieta. Ce? Nu știu cât îmi inspiră vinieta, nu știu dacă îmi se mai pe aia. Păi aici poți să umbli fără vinieta. Da, nu, n-ai văzut alea sus camerele. Pentru vinieta, n-ai văzut. Păi tu ziai tot așa pe 3 luni, pe o lună, pe o lună, auzi? Vai de cap, Doamne, dă să-ți dai amenzi. Doamne, dă să-ți dai amenzi. Să ziai punche, să rămâi fără permis. Să păi vezi cum vă... Bă, pentru... Vai de capul meu, mă. Nu ți-o rușine, mă, șacul trebuia să mai plătești 7 lei, mă. Să-ți facă netul pe 1000 și pentru 7 lei ai zis că... Da, bă, nu, mă, că ăla-i foarte bun, mă, e omul, ești culmea, mă, mâncat. Ce-i înțelegi? Foarte bun, măi, Google, mă? Bă, tu meriți să te ardă Lucica în cotură, mă. Meriți să te dea în judecată pentru pensie alimentară. Așa, că așa. N-ai plătit-o de nu știu câte luni. Vezi că nu, o sun și nu răspund. Stai să vezi când meri în Germania cum te ia, că n-ai plătit-o de nu știu câte luni. Să vezi cum te ia. Da, oricum, mă, nu... Deja te bâlbâi. Să vezi ce chemiță îți dă Auschwitz din ăla. Vezi tu. Și apoi până vii iar acasă după 2 ani, te-ți păreți, îți corojiți, îți vai șamar.
Și chică hornul, chică iaroele. Băi climatice face acum. Aici în România vreau să mă zic ceva de lucru. Sau poate până la Austria sau până la Polonia. Poate nu mă ajut să-mi iau dubă să-mi găsesc ce dubă să-ți iei, bă? Am zis că tătine, băi fraiere, am zis că tătine, fă mă clipuri să pui pe YouTube, mă. Fă mă! Fă clipuri să pun câte două clipuri pe zi pe YouTube, să-ți iei câte 60 de euro pe zi. Alții sunt mai șmecheri ca tine și n-au nici 4 clase. Da, domnilor, n-ai cum. El stă până la ora 3 dimineața, 4, să râdă. Te pup tu, te pup, pentru 10 dolari sau 5 dolari, cât face. Da, mă, da. Le mai pui să danseze pe masă, le mai pui să stea sub masă. Ai, ai. Așa ai pus-o și pe Lucica, cred că de-aia nu mai stă cu tine. Ia-o pe asta, l-am tână apoi, că asta dansează... Pe ai masă? Văzut? No, bine. Bă, asta se propteaște cu o mână în tocul de la ușă și îți dă din cur de numa. Bă, se pără dacă nu. Să ideală, îți trebuie miau, a? Dar ce să fac cu poșorogile? Ni, că intră în chin. Dar ce vrei să stai acolo? Vezi nu, mă, tu trebuie să mergi pe drumul ăla. Da, mă, dar drumul ăla e rău. Păi trebuie să merg pe drumul ăla. Să vezi de nu face accident. Da. Ce să fac? Ia-o pe asta înapoi de muiere, că nu... Știu că ești disperat de viață să iei. Că de-aia ești tu disperat. Să o iei înapoi. Nu-i bai. Ata, salută satul, lasă să fie acolo, că e bine primit. Bă, dar să mor dacă nu mă așa... Dar n-avem treabă. Ți-am mai spus că tu nu mai afaci. Dar n-avem treabă, eu nu mă spun așa, vorbesc da, și eu acolo să fie vorbit. Îi iei meșa din cap, o scutur cap pe un cobor persan. Bă, e căcat acolo, nu ce... Iarbă, m-am uitat amul. E căcat, mă, de acolo, cu un cură de acolo, căcatul. Iarbă! Treaba ta. La mine în casă nu intri tu. E căcat, plin de căcat, ni. Uite-te, cu un cură de acolo, căcat, ni. E plin de căcat. Vezi, asta nu iată din aia. Ni, e maroc, cu căcat. Iarba, că uite, e cu căcat. Și în loc să aduci de acolo, ni ia mașina în spate, de acolo numai să ăsta, ai dus-o în capăt, bă. Du-te-te, mițăr, și dă-o acolo. Vai șamar! Ți-e strâmbă mașină la scară, la picior. Păi am pus vreo 6 gresii din alea din casă, știi? Care trebuie să le schimb. Bă, dar tu n-ai... Du-te, trage mașina acolo, bă! Da, copile, ai venit la ciurila! Aia, niște gresie. Tași din gură că așa ți-o fost. O pun acolo, să beci. Aia, îmi beci. Ajutați-o, că-i curată gresie, ajutați-o să... Aduc alea. Da. Ai stins luminile să nu văd eu. Ai luat siguranțele jos să nu văd eu. Dar ce trebuie să vezi? Dar tavanile nu au ajuns ăla. Păi voi cât ați luat din asta? Ați zis că încă rămâne. Ce e, mă? Ce ureche. E? Ce e? Vezi, uite-te pe filmeri și uite-te mai atent. Da? Așa ați zis că rămâne. Păi eu... Dar mică n-a spus peste tădina ăla. Nu trebuie peste tădina. Bine, ce trebuie? Ce trebuie? Ați acoperit găurile. Bine, mă, dar scânde cum îți trebuie să pătă. Iar pe copierul, domnul copierul. Ce mașină de cafea? Nu. Nu. Zii pompier, că ai zis că iei cu lopata, că iei cu din alea.
Ce să zic, mă? No, zi, e lucrarea în primul rând. În orice caz să știi. Mișto să bat picior, dacă nu n-am o luat. Da. Nu mai zici că țăran de la țară. O, bă, fii atent ce tare, bă, să bat picior. Te vreau, mă, sănătos. În orice caz să știi. Oh, dar de ce mi-o tencui mie nii? Acolo tencui din coace nu. Păi eu de te-am purat, păi nu mă trebuie. Cum e? Acolo? E, aici este, din coace nu este. Cum nu este? Ce nu este din coace? Nii, mă, groapă, nu-i tencuit. Bine, e ca să pun de vecele de ploi. E? Acolo ha. Faci pentru mine o căsuță. Ce căsuță să fac pentru tine, mă? Hai, ui ce plouă. Vrei să duci și, să duci și acritura jos. Ce acritura? Dacă mergi mănăstiri. Obrosca. Eee! Uitați, oameni buni, când intră Rosalul să facă curat, când plouă apar. Uitați-vă, l-o băga pe Rosalul să facă curat acum. Du-te pe... Du-te să pe sensul ălalt. Du-te ca și în America. Du-te-mi iau, ca și în America. Poate nu sunt ca în Anglia. Uite. Du-te ca în Anglia, am vrut să zic. Uitați, oameni buni, cei în mănăștur. Nii. Și încă zice că ne-au băgat troleuri electrice, ne-au băgat. Ne-au băgat troleuri electrice și ne face parcuri. Ne face. În loc să ne facă poduri suspendate, să ne facă metrouri și alte, doamne, de... Ați văzut că s-au abătut cu tremurile pe partea Ardealului. Banatul și Ardealul. Înțelegeți? Ia din aia nia vreau să-mi iau. Gaz lichefiat. Uite, din ăla vreau să-mi pun acolo. Dică l-are bolan pe partea alaltă. Din ăla vreau să-mi pui acolo. Gaz la ciurila. Gaz din ăla. Supercomul e ăla. Îți dai seama de unde o vine și ăia. De la București. O venit de le-o luat chita din gură la Rosal. Voi ăștia de la capitală sunteți foarte, înțelegi, vă băgați peste tot. Vă băgați. Ați venit la noi în Ardeal să strângeți voi gunoile. Înțelegi? A?